Bună ziua! Numele meu este Nicoleta Rebrișorian și sunt medic primar-chirurg în cadrul Centrului Medical Anastasios din Cluj-Napoca, cu o experiență de peste 15 ani în domeniul proctologiei. Astăzi aș vrea să discutăm despre hemoroizii în sarcină. Hemoroizii, deși sunt un subiect pe care mulți îl evită, reprezintă o problemă reală în viața de zi cu zi, ce devine un inconvenient constant în sarcină. În sarcină, organismul femeii trece printr-o serie de modificări. Una dintre aceste modificări este apariția sau agravarea hemoroizilor, problemă care afectează aproximativ 35-50% dintre femeile însărcinate. Debutul hemoroizilor face sarcina dificilă și neplăcută. Pentru viitoarea mămică, cunoașterea cauzelor și mai ales a simptomelor bolii hemoroidale o poate ajuta în prevenirea și ameliorarea disconfortului. Hemoroizii sunt foarte frecvenți, în special în trimestrul 3 de sarcină, în travaliu și imediat după naștere. Crizele acute, cum ar fi sângerările profunde și prolapsul ireductibil, tromboza hemoroidală și fisura, pot fi întâlnite la femeile însărcinate cu hemoroizi preexistenți. Scopul principal al tratamentului fiind ameliorarea simptomelor acute legate de hemoroizi, urmând ca ulterior nașterii a se efectua tratamentul hemoroizilor restanți. Termenul de hemoroizi provine din greaca veche și înseamnă pierdere de sânge, fiind legat de simptomul cel mai frecvent al hemoroizilor. Clasic, hemoroizii sunt definiți ca dilatații varicoase ale venelor anorectale. În mod fiziologic, există dilatații venoase anale, așa numiți hemoroizi fiziologici, cu rol în continență. Aceste dilatații devin entități patologice atunci când se manifestă clinic prin semne și simptome. Dimensiunea lor este variabilă în sarcină, la început fiind mici și situații în interiorul canalului anal, iar la sfârșitul sarcinii devin semnificativ, putând ajunge la stadiul de prolaps hemoroidal. Hemoroizii sunt clasificați în general după localizare în raport cu linia dentată în hemoroizi interni, externi și mixti. Cei interni sunt clasificați în funcție de aspectul și mai ales de gradul prolapsului în hemoroizi de gradul 1, hemoroizi neprolabați, hemoroizi de gradul 2 care prolabează dar se reduc spontan, cei de gradul 3 care prolabează și care necesită reducere manuală, iar cei de gradul 4 sunt hemoroizii prolabați care nu se reduc, care includ și hemoroizii trombozați. Sarcina înglobează un șir de factori care contribuie la apariția hemoroizilor, cei mai importanți fiind modificările hormonale din sarcină, cum este creșterea progesteronului, duc la dilatații venoase, la creșterea în volum a venelor și la încetinirea tranzitului intestinal printr-o pareză pe musculatura netedă. Constipația, datorată atât modificărilor hormonale din sarcină, cât și sedentarismului, lipsei de mișcare și a lipsei consumului de fibre alimentare și a lichidelor. Creșterea în dimensiunea uterului face compresie importantă pe vasele care duc sângele venos de la membrele inferioare spre inimă, ducând la apariția hemoroizilor. Predispoziția familială și paritatea, adică prezența altor sarcini anterioare, cresc riscul de apariție a hemoroizilor la gravide. De cele mai multe ori, hemoroizii interni se manifestă prin prezența sângelui în scaun, inițial pe hârtie igienică, ulterior în vasul de toaletă, disconfort anal, senzație de arsură, usturime, durere și mâncărime. Uneori se manifestă prin apariția unui prolaps hemoroidal reversibil. După scaun, hemoroizii ies, însă reintră în canalul anal. Viitoarea mămică trebuie să fie avizată și atentă la simptomele hemoroizilor pentru a le recunoaște și mai ales pentru a ști când trebuie să se adreseze medicului proctolog. Diagnosticul hemoroizilor ar trebui să înceapă cu stabilirea istoricului medical care să identifice simptomele sugestive ale hemoroizilor și factorii de risc. Examenul fizic trebuie să confirme prezența hemoroizilor și să excludă alte boli anorectale cu simptomatologie similară. El include inspecția țesuturilor perianale, examinarea digitală anorectală, evaluarea gradului de prolaps hemoroidal, mucoasa anorectală trebuie examinată cu un anuscop. Poziția Symes ar trebui preferată deoarece pacienta este mai relaxată și mai puțin jenată.
În cursul sarcinii, hemoroizii pot evolua din stadii incipiente până la stadii avansate și pot prezenta diverse complicații care grăbesc prezentarea gravidei la medic. Cele mai importante complicații notabile fiind trombozele hemoroidale externe, tromboflebitele hemoroidale, care pe lângă tromboză prezintă edem inflamator și spas sfinterial. Debutul este violent, în plină stare de sănătate, cu apariția unei dureri intense, însoțită de creștere considerabilă în volum a hemoroizilor, care devin ireductibili. Simptomatologia poate determina imobilizarea pacientei, mersul și activitatea devenind aproape imposibile. Altă complicație poate fi anemia prin sângerări mici și repetate. Fisurile anale, producerea lor are loc de regulă în contextul constipației, frecvent întâlnită în sarcină și alăptare, iar alta este dermatita perianală, adică prezența unei eczeme a tegumentelor în jurul anusului, însoțită de regulă de prurit. Poate fi consecința hipersecrețiilor mucoase din cadrul bolii hemoroidale sau ca urmare a efectului alergizant al diverselor unguente și supozitoare utilizate. Este foarte important ca femeile însărcinate cu probleme hemoroidale să se prezinte la un consult proctologic. Este important ca medicul să cunoască ce tratamente se pot face în sarcină, ce medicamente și ce creme se pot folosi pentru a nu face rău fătului. Opțiunile de tratament depind, în principal, de tipul și severitatea hemoroizilor, de preferințele pacientului și de experiența medicilor. Hemoroizii interni cu gras scăzut sunt tratați în mod eficient prin modificarea dietei și a stilului de viață, tratament medical sau proceduri mini-invazive practicate ambulator, cum ar fi ligatura cu benzi elastice și fototermocoagularea în infraroșu. Hemoroizii externi nu necesită tratament specific, cu excepția cazului în care devin acus prin tromboză sau când creează disconfort pacientului. Tratamentul hemoroizilor variază în funcție de gradul de prolaps. Hemoroizii interni de gradul 1 și 2 sunt potriviți pentru terapia clinică și metode minim-invazive. Hemoroizii de gradul 3 și 4 și cei refractari la abordarea clinică necesită de obicei un tratament mai extins, practicat ulterior nașterii. În sarcină, după ce problema a fost identificată, pentru a calma disconfortul, se recomandă câteva metode non-chirurgicale. Băi calde de șezut, care au ca și scop ameliorarea circulației și reducerea durerii, nu se recomandă aplicare de gheață sau comprese reci în zona anală, se recomandă creme cu anumite substanțe active permise în sarcină pentru combaterea complicațiilor, precizând faptul că nu există creme care vindecă hemoroizii, ele au rolul de a reduce simptomatologia. Se indică folosirea șervețelor umede pentru toaleta locală după scaun pentru a ameliora simptomele. La fel ca în cazul oricărei afecțiuni, se pot administra și tratamente medicamentoase pentru hemoroizi, însă acestea trebuie să fie prescrise de către medic și pot cuprinde venotrofice permise în sarcină, antiinflamatorii locale, laxative, creme sau alte produse adecvate sarcinii. Sunt și cazuri în care intervenția chirurgicală este singura soluție viabilă de tratament, cum este cazul trombozelor hemoroidale. Afecțiunile hemoroidale pot fi tratate prin metode minim-invazive, chiar și în sarcină. Sunt nenumărate tehnici minim-invazive descrise în literatură, cum ar fi ligatura elastică, coagularea cu radiații infraroșii, crioterapia, electrocoagularea bipolară, fotocoagularea cu laser, scleroterapia și ablația prin radiofrecvență. În sarcină, hemoroizii se pot trata prin metode minim-invazive, în special prin ligaturi elastice asociate cu fototermocoagulare în infraroșu. Ligatura cu benzi elastice, RBL-ul, este un mijloc simplu, rapid și eficient de tratare a hemoroizilor de gradul 1 și 2 și a pacienților selectați cu hemoroizi de gradul 3. Legarea țesutului hemoroidal cu o bandă de cauciuc provoacă necroză ischemică care duce la fixarea țesutului conjunctiv la peretele rectal. În general, este suficient mai puțin de un minut pentru a efectua o ligatură cu benzi elastice. Se va evita scaunul în următoarele 12-24 de ore, iar după ligatură nu sunt necesare restricții deosebite în dietă și activitate. Majoritatea pacienților au prezentat puține și nesemnificative efecte secundare, însă ele trebuie cunoscute și manageriate corect.
Expulzia imediată a benzii este favorizată de emisia la scurt timp după procedeu a scaunului sau atunci când masa de țesut este prea mică încât nu poate să rețină banda. Durerea în primele 7 zile este comună și se manifestă în general ca un disconfort care cedează la administrare de analgezice ușoare, băi de șezut calde. Sângerarea apare în 2-6% din cazuri și, în general, remite spontan sau la administrare de venotrofe. Tromboza este foarte rară. Ligatura cu benzi elastice nu este indicată în gradul 4 de hemoroizi. RBL-ul ar trebui considerat o terapie de primă linie pentru hemoroizi interni de gradul 1 până la gradul 3. Această metodă, aplicată azi pe scară largă, a eliminat 95% din intervențiile chirurgicale pentru hemoroizi. Fotocoagularea în infraroșu este un procedeu neinvaziv și se poate utiliza cu bune rezultate în timpul sărcinii. Toate gradele de hemoroizi pot beneficia de această metodă, în mod deosebit gradul 1 și 2, iar în gradul 3, în combinație cu ligatura elastică, în scopul îmbunătățirii hemostazei. Fotocoagularea hemoroizilor în infraroșu constă în expunerea hemoroizilor interne la undele infraroșii, rezultând o coagulare a proteinelor și necroză vizibile imediat ca o pată albă. Pentru prevenirea hemoroizilor putem emite diverse strategii. Ei pot fi preveniți atunci când urmez câteva sfaturi practice și utile. Important este însă încep chiar din primele luni de sarcină. Și în primul rând trebuie evitat sedentarismul. Atunci când stai timp îndelungat pe scaun, se îngreunează circulația sanguină, iar venele anorectale sunt sub presiune. Este indicat să ieși la plimbare și să faci cât mai multă mișcare. Al doilea factor este combaterea constipației. O dietă bogată în fibre și un aport adecvat de lichide poate fi tot ceea ce este necesar pentru a preveni constipația. Meniul zilnic trebuie să conțină fructe, legume proaspete, deoarece sunt bogate în apă și fibre, enzime care ajută la îmbunătățirea digestiei. Iaurtul este un produs care nu trebuie evitat. Uleiul de măsline se înscrie și el în lista produselor benefice. Dacă, în pofida regimului, constipația persistă, trebuie consultat medicul sau farmacistul despre suplimentele de fibre pe care ți le poate recomanda pentru a evita pe viitor constipația. Interzicerea consumului de condimente iuți și alcoolului, măsuri de igienă locală și generală, respectarea reflexului de defecație, a nu amâna momentul în care trebuie să mergi la toaletă fără a te forța în timpul scaunilor și a evita statul prelungit pe toaletă. Toaleta nu este o bibliotecă. Defecația dificilă și prelungită putând determina agravarea bolii hemoroidale. Exercițiile Kegel, practicate zilnic, acestea intensifică circulația sanguină în zona rectală și întăresc mușchii din jurul anusului. Scopul acestora este de a tonifica și mușchii planșeului pelvin, care sunt antrenați pe perioada travaliului. Exercițiile Kegel, practicate zilnic, intensifică circulația sanguină în zona rectală și întăresc mușchii din jurul anusului. Ele presupun contractarea mușchiului pubococcigean timp de 2 secunde, urmată de relaxarea lui timp de alte 2 secunde, în serii de câte 10 contracții, respectiv relaxări, pe care e indicat să le repeți de cel puțin 10 ori pe zi. În concluzie, este important să nu ignorați hemoroizii în sarcină, cu atât mai mult în ultimul trimestru, deoarece complicațiile necesită de cele mai multe ori tratament chirurgical. Netratați hemoroizii vor fi prezenți și după sarcină, de aceea este recomandat ca orice gravidă care suferă de hemoroizi și constipație să ceară sfatul medicului proctolog cu privire la metodele de prevenție și tratament pentru hemoroizi. Netratați, hemoroizii vor fi prezenți și după sarcină. De aceea este recomandat ca orice gravidă care suferă de hemoroizi și constipație să ceară sfatul medicului proctolog cu privire la metodele de prevenție și tratament pentru hemoroizi. Vă doresc o sarcină și o naștere ușoară, cu cât mai puține probleme proctologice. Sănătate și la revedere!